a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost astăzi și mereu, nu s-ar mai povesti. Mai 1986. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Am câștigat cupa! Steaua este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni! A fost odată ca niciodată. Pentru noi, românii, a fost o noapte de-a dreptul fermecată. 7 mai 1986. Atunci, prin Steaua, am fost cei mai buni dintre cei buni. A fost primul rebelion al fotbalului românesc. An după an ne dăm seama că a fost o clipă irepetabilă. Ducadam apără! Ducadam apără! Bravo, Ducadam! Și apără și Ducadam! Bravo, Ducadam! Ducadam! Extraordinar este Ducadam în această partidă! Lecătuș va înscrie! Șut și gol! Bravo, Lecătuș! Acum pentru Barcelona, Pique Alonso. Și Ducadam apără! Extraordinar! Extraordinar, Ducadam! Al treilea, 11 metri apărat de portarul Stelei. A patra serie este începută de Palin. Conducem cu 1-0. Palin se dreaptă spre balon. Șut și gol! 2-0. Revedeți execuția foarte frumoasă, foarte precisă a lui Palin. Steaua conduce cu 2-0. Acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos.
Hai, Duc Adam! Apără, Duc Adam! A câștigat cupa! Cupa campionilor europene de la București! Super Steaua, așa a fost Steaua acum 15 ani, parcă și noi cu toți am mai întinerit.